Două probleme au fost ridicate. Prima problemă se referea la reorganizare în cadrul ANAF-ului, în sensul căreia, care a fost adusă în 2015, în decembrie, în sensul căreia întreprinderile mici și mijlocii, administrarea fiscală a acestor întreprinderi au fost ridicate de la nivelul județului la nivelul regiunii, ceea ce înseamnă chiar și sute de kilometri, numai pentru a rezolva o singură problemă în cazul întreprinderilor care stau la distanță destul de apreciabilă de la centrul regional. A doua problemă era acele pregătiri privind modificarea codului fiscal, care pe surse a ieșit în spațiu public, despre care doamna ministru spunea că n-avea cunoștință și întrebarea noastră era că dacă nu știe ce lucrează angajații ministerului, fiindcă domnul secretar de stat spunea că au lucrat chiar și peste ore de program, atunci cum poate să conducă un astfel de minister. Rugămintea noastră finală a fost ca doamna ministru să o reconsidere acea mare funcție, pe acea înaltă funcție pe care o deține și să încerce ca comunicările către cetățean să fie cât mai clare, cât mai simple în legătură cu bugetul țării, cu fiscalitatea în general. Îi doresc foarte mult succes în a proceda la desconsiderarea Constituției. Eu n-am spus niciodată că vreau să fiu prim-ministru. Nici n-am spus cu cine o să vrem noi să mergem la Cotroceni ca și propunere de prim-ministru. Dar domnul Iohannis confirmă acum ceea ce eu am spus mai de mult, că face ce îi spune doamna copreședintă sau acum, nu știu, să zic că e președinte la PNL. Adică nu vrea să iasă din cuvânt. Să poți să ieși înaintea alegerilor, să spui pe cine ai prefera, respectiv pe celul, să spui pe cine nu ai pune, asta încalcă grav Constituția. Asta este... Nu, eu cred că în felul ăsta se va suspenda din ce în ce mai mult relația dintre dumnealui și românii la care face mereu apel. Ce va face partidul dumneavoastră în condițiile în care mulți dintre lideri vă susțin pe dumneavoastră sau cel puțin așa spun că vă susțin pe dumneavoastră? Partidul nostru va merge în alegeri și partidul nostru va discuta cu români. Românii vor vorbi în 11 decembrie. Până atunci e bine ca cei care prestează așa cum a prestat și președintele să tacă. Sunt alături de o parte din colegii mei din Consiliul General al Municipiului București, domnul Cristian Olteanu, liderul grupului nostru, domnul Ciprian Ciucu, purtător de cuvânt al consilierilor, și domnul Cătălin Deaconescu, consilier general, fost prefect al Capitalei. Vrem să clarificăm poziția Partidului Național Liberal în legătură cu subiectele dezbătute ieri în Consiliul General și să tragem un semnal serios de alarmă în ceea ce privește decizia proastă de a determina intrarea în insolvența Aradet, care astăzi, iată, e foarte posibil să aibă un prim efect, intrarea în insolvență a Elcen, și de aici înainte se pot întâmpla foarte multe lucruri nedorite pentru bucureșteni. Înainte de a spune eu câteva cuvinte despre acest subiect și apoi a invita foarte pe scurt pe colegii mei să vă exprime punctul de vedere pe ieșirea din sală, pe problema construirii de locuințe printr-un SRL înființat de primărie și pe problema pierderii fondurilor europene, vreau să fac o precizare generală. Suntem foarte îngrijorați de felul în care doamna Firea ia decizii și înțelege să managerieze problemele Bucureștiului. După părerea mea, impresia pe care o avem este aceea că ne întoarcem cumva în timp în anii 90. În timp ce Clujul face festivalul Untold, doamna Firea interzice manifestările civice în Chiselef.
În timp ce Timișoara câștigă titlul de capitală culturală europeană, în București ne ducem către blocaj și insolvență.